Primăria Alba Iulia cheltuia în anii trecuți sume uriașe pentru iluminatul festiv de sărbători, sume care ajungeau chiar și la peste 1 milion de lei. Primarul orașului a decis însă că anul acesta banii să fie folosiți în alt scop, mai ales că municipiul este de 4 săptămâni în carantină și nu este exclus ca măsura să se prelungească până după sărbători. Testele pentru COVID-19, dar și echipamentele medicale sunt de acum prioritate, spune edilul. Acești bani au fost economisiți tot în folosul comunității, pentru că am reușit o achiziție de 10.000 de măști FPP2, din care 5.000 le-am dus la Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia, 2.000 la salvare, iar 3.000 au rămas la primărie pentru începerea anului școlar. Localnicii apreciază inițiativa primarului și spun că sănătatea ar trebui pusă pe primul loc în această perioadă. E o treabă bună, anul ăsta să meargă și așa. Asta e. Foarte bine făcut, pentru că în spital e nevoie. Pentru bolnavi, pentru copii, pentru... mai ales în situația de acum. Primăria a decis ca din aceeași sumă să aloce bani și pentru pavoazarea pieței cetății, a zonei istorice și a bulevardului Transilvaniei.